Vicepremierul României este urmărit penal. Sevil Shaideh a fost chemată în această dimineață la DNA și a fost anunțată că are calitate de suspect într-un dosar de corupție. Solicitată, am fost informată asupra penalități procesuale pe care o am în acest dosar. Am calitate de suspect și mai multe nu vă pot declara, fiind o anchetă penală în curs. De ce dosar este vorba? Sunteți vinovată sau nu? În acest moment mi s-a adus la cunoștință această calitate. Mă prevalez de toate drepturile pe care le am să pot să analizez împreună cu avocatul documentele și pentru ce sunt acuzată. Conform unor surse judiciare, ar fi vorba despre fapte petrecute pe vremea când Sevil Shaideh era secretar de stat în Ministerul Dezvoltării. Roxana Ciucă este și ea acum la sediul Direcției Naționale Anticorupție și are detalii. Bună ziua, Roxana, despre ce ar fi vorba mai exact? Bună ziua, Mihaela, bun găsit, doamnelor și domnilor. Așadar, potrivit unor surse din cadrul Direcției Naționale Anticorupție, Sevil Shaideh a venit astăzi la ora 11 aici la sediul DNA pentru a da declarații în dosarul Belina. Așadar, are calitate de suspect, fapte petrecute pe vremea când aceasta era secretar de stat în cadrul Ministerului Dezvoltării. În dosarul Belina, vă reamintesc, doamnelor și domnilor, de asemenea și faptul că președintele Consiliului Județean din Teleorman, Adrian Gâdea, și fost pus sub urmărire penală în această speță. Dosarul Belina privește trecerea lacului Belina din subordinea Consiliului Județean din Teleorman în subordinea companiei Teldrum. Nu mai mult de jumătate de oră a stat Sevil Shaideh aici și s-a dus la cunoștință faptul că pe numele său a început urmărirea penală.